Și gata, vine la microfon, repede, să vorbești, nu? Nu știu, ăla al lui, ia vezi. Eu sunt backing vocals, ăla care ține într-adevăr versul cum trebuie. Tu poți să falsezi cât vrei. Lași-mă, e mai scund, adică... Mai la tine. Hai mă, de jos, mă! Ok, până și rezolvă... Perfect, gata, rezolvă, maestre, mulțumesc! Așa, bună seara! Bună seara! Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Microfonul? Aproape de gură. Microfonul te trolează, Julica. Aproape de gură. Fii atent, stai ca mine așa, da? Băi, deci e bine sau nu e bine? Întinde mâna la dreapta, întinde mâna la dreapta, întinde mâna la dreapta. Acum a prins Bulgarie, perfect. Da, ok. Pentru asta îl plătesc, să facă mișto de mine. Bun, deci nu vă plătesc suficient. Gata, mă, taci odată, lasă-mă și pe mine. Așa. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Eu nu mi-am pregătit niciun speech, n-am avut să-mi pregătesc niște glume. O să pregătesc niște glume spontane, nu le am. O să le citiți mâine. O să fiu foarte plicticos. Dar normal că după mine urmează Vlad Petreanu și el e și mai plicticos. Deci... Așa. Ne-am adunat aici ca să lansăm numărul 2 al ziarului Daily Cotcodac. Pentru cine nu știe, Daily Cotcodac este cel mai bun site de umor fără glume din România. Și aici, scuze-mă că te întrerup, este important să știți că Daily Cotcodac este blogul colectiv scos pe print. E al doilea blog colectiv scos pe print din lume. Înainte de Daily Cotcodac a mai fost un blog colectiv care a avut nu foarte mare succes ca voi. A fost Biblia. Biblia a fost primul blog colectiv scos pe print înainte de Daily Cotcodac. Dar nu e nicio problemă că acum avem o cinecea de taină în care o să și cânte cineva, deci suntem mai buni ca aia. Dar voi știți că el este trollul nostru oficial, troll oficial al Daily Cotcodac. Dar eu sunt Andy Tutescu, așa mă numesc eu, și Cougar sunt acolo pe blog din când în când la el. Mă plătește cu câte 30 de arginți pe lună. Bun, să vă mai zic despre acest ziar. Îl găsiți la bar, dacă aveți prieteni care... Ce, mă? Asta e, ți-ai notat aici? Da, mulțumesc. El a fost scos împreună cu Xerox România și Producton, partenerii noștri cărora le mulțumim pentru acest lucru. Ziarul are 16 pagini, are un tiraj de 10.000 de exemplare. Îl vom distribui pe la clădiri de birouri, în cămine studențești, mai vedem noi unde. E pe bani? Spune-mi, Mândruță, să nu fugă, că tu nu ai fugit de la ea din emisiune. Mândruță, ești rugat să nu fugi. Bună seara! Apropiați-vă! Aplauze pentru cea Mândruță care este aici lângă noi. Aplauze adevărate, ca la publicul de la televiziune. Aplauze! Lucian, cu încredere, nu suntem paparazzi aici, nu fugi. Tu sunt de prietenii tăi. Sunt doar vlog. Da. Păi, eu am o întrebare. Tu ai pus seara asta luni. Luni, oamenii normali lucrează în general, știi? Ăștia, oamenii de aici au venit pentru că sunt bloggeri mare parte din ei și nu lucrează, n-au zis de lucru. Corporatiștii nu sunt oameni. Asta vreau să spun, ai o ciudă mare pe corporatiști. Mare de tot. Să pui seara asta pe Cotco Party luni? Sunteți corporatiste? Fetele? Da. Le-ai suporat. Cred că și-au luat liber de la muncă ca să ajungă aici. Asta nu-mi imaginez. Nu trebuie bune, chiar nu mă plătește. Sincere felicitări. Sincere felicitări tuturor corporatiștilor care au reușit să ajungă. Da, le mulțumim foarte mult. Și e bine de știut că pe la 4 dimineața ajung într-adevăr, știi, ăia mulți corporatiști. Și atunci ai zis de la muncă și ajung aici. Și ne arată într-adevăr cum e să scrie un blog adevărat de corporatist. Hai mă, să nu mai râdem de săraci, că ei nici măcar nu se pot sinucide. Fiindcă geamurile la corporații nu se deschid. Nu s-au deschis niciodată. Păi nu, de fapt, tocmai de asta. Vine cineva după mine să ține un speech mai puțin venit? Desigur, hai să vedem. Avem așa, pe lista celor care vor vorbi aici în fața dumneavoastră, în afară de ăștia doi chelioși pe care vedeți pe scenă, îl avem pe domnul... Eu așa mă tund, deci te rog frumos. În afară de cei doi chelioși pe care vedeți pe scenă, după cum spuneam, îl avem pe domnul Vlad Petreanu, pe doamna Simona Catrina și pe... mai cine? Întregitul estimei este în stare să țină un speech? Nu este, el a luat-o mai de dimineață, nu e, a venit cu trenul,
Colțul Întâmpla Spartă se află aici, în zona asta, dacă Brașovul este reprezentat cu Întâmpla Spartă. Păi eu zic să o chemăm pe doamna Simona Catrina. Pe doamna Simona Catrina. Aplauzele dumneavoastră, doamna Simona Catrina va urca pe scenă. Bună seara și bine ați venit! Credeam că s-o fată înaltă, dar... Julius mi-a spus să țin un speech mai puțin penibil. Nu o să țin un speech umoristic, cum s-a așteptat toată lumea, unul dramatic, de ăsta în care am să încep cu așa ceva. Eu am cartea de muncă în presa scrisă. Noi murim încet și bine. Pentru mine asta e o veste foarte bună, că am lansat acum un ziar, în condițiile în care noi ăștia din presa scrisă mai trăim doar cu morfină și cu răbdare. Vezi? Te-am distrus, nu? Când am auzit că scoate ziarul și că acest blog va ajunge în print, am crezut că e vorba de o sinucidere și cum mă interesează sinuciderile de când mă știu, am venit aici în calitate de invitat și acum m-am trezit aici pe scenă. Eu tot sper că în afară de cei care s-au înscris pe listă sau pe care i-au înscris cu forța ceilalți, să vorbească pentru noi un pic și domnul Lucian Mândruță. Da. Asta este capriciul meu. Da. E capriciul meu, e fantezia mea, de asta vă rog să mă răbdați. Mulțumesc, mulțumim foarte mult, doamna Simona Catrina, în aplauzele dumneavoastră. Iulian, ajută-o pe doamna Simona Catrina. Așa. Bun. Domnul Lucian Mândruță, dacă tot facem chestia asta ad hoc, vă rog frumos, poftiți alături de mine pe scenă. Poftiți-vă ceva mai puțin fericită, bună seara. Bine v-am găsit. Bună seara, eu sunt nou în presa scrisă, am 3 săptămâni. Mulțumesc. Așa că mă uit la Julius ca la un reper, ca la New York Times. Ce mă surprinde pe mine la New Media asta e că nu seamănă cu vechea media, în sensul că vechea media, așa cum ne obișnuisem noi cu ea, era organizat. Adică faci un eveniment ca asta, scriu un speech, găsești 3 glume, adică știu o rețetă. Te chimii ca oamenii ăștia care încă, în mod clar, le-ai dat 2 vouchere, nu se pot îmbăta cu și 12 lei. Practic, tu trebuie să fii genial, Julius, pentru că este ora 10 și ei au apucat să consume jumătate în voucher și jumătate dintre ei sunt pe cola. Fii atent că e generația asta nouă, care nu se îmbat. Pe cola, toate greșelile tale se mulțesc cu 2. Deci tu orice tâmpenii pe care le spui aici pe scenă... Mulțumește-i frumos pentru discurs! Nu e nevoie, e ok, îmi face treaba mea, stai liniștit. Acum, serios, chestia asta cu scrisul e diferită de chestia cealaltă cu vorbit. Și mă bucur să vă spun că Julius este un om care scrie extraordinar de bine și care a găsit o nișă de piață în care eu, ca bătrân cititor, mă găsesc. Adică mă bucur că Julius ne-a adus aminte că internetul nu este numai pentru un jurat, pentru scuipat și pentru public cu un singur neuron. Pentru chestia asta eu sunt recunoscător lui Julius, dar nu promit să iau ziarul, pentru că, din cât am înțeles, este pe chestia aia, pe hârtie ne-a spus Julius. Promite că scrii pe Daily Cotcodac, hai! Nu pot să promit așa ceva, dar pot să vă promit că o să-l admir în continuare pe Julius și că o să fiu fericit că el există printre. Nimeni, e o bandă de aplauze. E playback-ul. Să vezi mâine bandă de aplauze la comentarii. Stai așa. Și sincer v-aș invita pe domnul Eftimie, pe îndrăgitul Eftimie, ca să nu-i zic domnul că îl jignesc, să ne zică 2 vorbe, pentru că îndrăgitul Eftimie e și amuzant. Eu nu sunt. Asta e mare diferență dintre noi, adică... Hai. Hai. Și eu s-am îmbrăcat și frumos. Eu știam că vin la băut și m-am îmbrăcat urât. Ce primul ăla de... Știe cineva cine sunt? Nu! Mă zic ca Lucian Mândruț aici. Băi, salut Lucian, scuze. Îți urmăresc emisiunea ta, adevărul în așteptare. Sau, se numește.
numesc Ovidiu Eftimie și sunt unul din autorii de la Daily Cotcodac. Sunt la fel ca toți ceilalți autori, după cum v-ați dat seama, nici eu nu fac glume. Imediat, mă. Nevastă ta? Nu, mă, sunt un amic. După cum v-a spus și colegul Cougar, Daily Cotcodac este primul blog din România care a ieșit pe print. Primul din lume a fost Biblia, nu-i așa? Acum este al doilea blog din România care a ieșit pe print și dacă ne ajută Dumnezeu și vreo 2-3 sponsori, să fim și al treilea blog din România care este pe print. Nu de altceva, dar am văzut că toată presa Quality se retrage în online. Și noi rămânem acolo, e concurență mare între Quality și trebuie să ne retragem noi în print, unde sunt ăia mai puternici. Să fugiți, trebuie să fugim pentru că sunt foarte mulți ăștia Quality. E cineva care lucrează la gândul? Dumnezeu să vă ierte. Evenimentul zilei, la fel, fostul ziar. N-am ce să vă spun ceva important. Dacă vreți să citiți texte amuzante, în general nu încercați să citiți ziarul ăla, intrați pe www.daily.ro, acolo ne mai este din când o glumă. Gândiți-vă că textele pentru ziarul Daily Cotcodac au fost alese de Julius și ăla a fost înaintea mea aici. Era domnul acela în vârstă, cocoșat, care avea nevoie de un baston. Nu râdeți, mă, nu-i frumos să râzi de oameni în vârstă. Chiamă-l pe Petreanu să poate ce ia la un domn în vârstă. Uite-l și pe domnul Petreanu acolo. Vino-l face domnul Petreanu. Știi care e faza? Știi de ce vorbesc eu aici? Pentru că n-ai venit tu de un sfert de oră. Nimeni nu știe cine sunt. Am vrut să-ți facem o surpriză, domnule. Oh, îți mulțumesc frumos. Nicio problemă. Vino, să vadă și mândruță cum arată un om cu mâna la televizor. Mulțumesc. Radu Petreanu, domnilor și domnilor. Ești cu acanta mare, nu mai era ce. Băi, deci erau niște oameni căzuți prin sala cealaltă. Am înțeles că a vorbit Lucian mai devreme, s-a dus dracu o viață. Titicu, mulțumesc, mă curajeți. Nu e o seară reușită din punct de vedere umoristic, dar pe lor de Titicu. Clar. S-a rezolvat. Păi tu ce mai faci? Stai aici? Eu un pic așa, cât aveți voi treabă, după care plec și eu mă să lasă supă Junius cât de disperat e. Adică realmente, super. Eu nu am mai fost așa disperat, cred că de când trebuia să predea pagina de reportaj vine pe la ora 6:30 cu vreo 10 ani și ceva. Ce vrem, Junius? Ce vrem? Junius a muncit din nou. Asta îl umple de disperare, înțelegeți? El a plecat în presa, a spus să se devine mogul și astăzi scra ziar. La propriu. Iar insertul la ziarul ăsta, nu știu care e, că stă la bar acolo, dar dacă te duci și ceri insertul, dați-mi și mie o bere, o apă, m-a pus să plătesc apa. Lasă, că are glumințe, eu de televiziune, ești nebun, prezintă la sportul. Mi-a cerut să citesc ceva. Vă dați seama de disperat, zice, băi, trebuie neapărat să citești. Zic, de ce cititorii tăi nu știu? Sau care e problema? Cu voce tare? Sau nu înțeleg? Aici lângă dumneavoastră se află Ionuț Tecuceanu pe scenă. Aplauze pentru Ionuț Tecuceanu. Este un om care are o chitară, deci vă dați seama că mai talentat decât Mozart sau un loc în momentul ăsta. Așa, pozițățându-ne cu background sonor, să înțeleg. Și zice, băi, citești și tu ceva acolo, frumos, să-ți aducem și o chitară pentru momentele penibile de tăcere. Am vorbit cu Ionuț, el mi-a zis, mă, știi ce, eu sunt de fapt vocal, dar, mă rog, o să cer cu chitară în seara asta. Cântă hard rock din voce, așa că acum o să bage un, ce o bagi, mă, Segovia, ce mai, în seara asta. Un Segovia, o treabă. Zi tu. O Metallica? O Metallica acustică, mă, no. Adică Julius, de când a revenit mogul media online, mănâncă numai pastile de Orbit. Aceleași două. Și omul zice, băi, citește și tu un text de mine. Da, zici mă de mine, citește-l pe ăla. Julius Constantinescu, nu, băi, ăla dacă nu era plătit, ce băi? Să-i facă un necipurtii, scris, citește-l pe ăla. Minunată discuție despre natura și viitorul relației voastre. Primul și cel mai sigur semn că voi avea parte de o seară plăcută, de timpul ce bine era să fiu singur,
reprezintă dorința nevestetii, a micătii, de a discuta despre relația voastră. Deci Iuliu scrie despre femei pe prima pagină, știți? Vă dați seama? Și are o poză cu... Herodot? Cu un domn cu barbă, Herodot. Da, care este o statuie. Deci Iuliu scrie din imaginație despre femei. Da, bine să știți. Zice, discuția despre natura și viitorul relației voastre poate surveni din semini sau precedate de mici semne. Cum ar fi? Trântitul ușilor și al vaselor în bucătărie. Dusul demonstrativ al gunoiului, care seamănă destul de mult cu dusul normal al gunoiului, doar că se lasă toate ușile deschise, se trântește capacul de la ghenă așa încât să se audă până în casă, se izbește ușa de la intrare și se aruncă găleata goală cât colo. Sau închisul în camera ei pentru că vrea să stea singură, de unde va ieși peste o jumătate de oră plină de dragi, reproșându-ți că nu-ți pasă deloc de suferința ei și că nu ai avut bunul simț să o întrebi măcar ce a. Bun, și acum să vedem ce a. Zice așa, de regulă va începe cu o întrebare capcană, probabil, ce crezi tu despre relația noastră? De fapt, această întrebare e un pretext pentru a spune ea ce crezi tu despre relația noastră. După epuizarea binecunoscutelor teme, spune-mi dacă te-ai plictisit de mine, cum mai putem? Măcar m-ai iubit vreodată? Opriți-vă câteva momente din lectura acestui text și încerca să dați un răspuns corect. Cum poți să răspunzi la așa ceva, nu? Sau, când o să avem și noi un copil la 40 de ani, iar n-ai fost atent și ai scăpat-o la prietenele ei, unde a visionat pe peruși. Nevastă-ta, amică-ta, va aborda și câteva subiecte mai ușoare, care stăteau de mult pe limbă. De pildă îți va reproșa că n-ai mai dus-o la o piesă de teatru sau la un film, de nu știu când, dacă a fost recent, oricum nu se pune, pentru că a fost ideea ei. Deja fluierături? Mai tare? La adresa lui Herodot. Oricum nu se pune pentru că a fost ideea ei și îți va da numeroase exemple de cazuri fericite de prietene de ale ei pe care iubiților le răsfață și le scot aproape zilnic în oraș, dat fiindcă sunt aproape fiecare seară la voi, te întreb când se mai duc și în oraș. Dar nu e momentul să faci remarca asta, crede-mă pe bună. Nu ajungi niciodată la treburile din casă și nu ești în stare să repari și tu o amărâtă de țeavă. Bine, instalatorii primesc probabil reproșuri de genul un amărât de Heidegger, nu ești și tu în stare să citești, să poți să deschizi gura când mergem și noi undeva fără să mă faci de râs. Nu se poate baza niciodată pe tine când e meci, poate să și moară că nu te uiți la ea, deși băieții joacă doar 90 de minute pe săptămână, exact atunci își va găsi ceva foarte important de făcut, iar tu va trebui să o ajuți. Maestru accent. Tare. De aproape o oră stai în picioare ca un idiot și o ascult. După primele 10 minute ai renunțat să mai deschizi gura, dar fiindcă, indiferent de întrebare, orice răspuns pe care îl dai e greșit. Aici în partea cu ascultarea activă, n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă, niciodată. Julius scrie foarte bine. Eu urmăresc aici pe zi. Din imaginație. Te rogi să sune telefonul, ca să poți profita de o clipă de neatenție și să o ștergi în baie, eventual cu toate volumele din Război și Pace. Numai că prietenele ei au obiceiul trăguț să sune doar când e meci, pare că o fac din adins, pentru că nevastă-ta, amică-ta, să se poată rățui la tine. Da, dragă, dă prostia aia mai încet. Ce? Nu poți să te uiți dacă n-auzi? Când supliciul se va sfârși totuși, cel mai probabil fiindcă a început anatomia lui greu, nu poți să faci altceva decât să te plimbi dintr-o cameră într-alta fără un scop precis. La cel mai mic semn că-ți dorești să deschizi calculatorul, să citești ceva, să mănânci, să te bărbierești sau să faci orice altceva, e clar. Ți-a intrat pe ureche și ți-a ieșit pe alta. Nici măcar nu ai ascultat-o. Dar despre minunata discuție niciodată nu mă asculti când vorbesc cu tine la numărul 3 al ziarului Andrei din Tocor. Aplauze, aplauze pentru toată dramă. A rezistat un subiect și a fost un gata de a ajunge acest text în barna pe dumneavoastră. Juliu, ce nu ești? A fugit. Nu poate să ne-a fugit.
Bun, mulțumim foarte mult, domnul Vlad Petreanu. Mulțumesc, Vlad, și eu nu sunt noi. Ai reușit okay. Să plictisem lumea. Mulțumim și domnul Petreanu pentru programul în salon asigurat. Ruxandra, mulțumesc pentru ziua. Da, făcut mă pitică, să arătă. Doamnelor și domnilor, am ajuns la momentul mult așteptat al serii. Poate că unii dintre voi și unele dintre voi s-au întâlnit în această seară cu două domnișoare foarte drăguțe, pe numele lor Gabriela și Ioana. S-ar putea să nu știți acest mic detaliu, dar nu-i nimic, îl spun eu. Ele sunt domnișoarele care lucrează pentru noi, pentru cartușel.ro în seara aceasta și pentru producton. Din partea lor, noi avem o tombolă. Va trebui o mamă, următoarea melodie!
abracadabra, cadabra. Abracadabra, cadabra. Mâinile, mâinile. Abracadabra, cadabra. Abracadabra, cadabra. O fac cu tine. Abracadabra, cadabra. Abracadabra, cadabra. Foarte bine, da, așa e.